Pentru tot trebuie să răspunzi. Eu am răspuns pentru ce am făcut, că am dat cu pumnul în masă, că mi s-a spus bravo, mulțumim, ieși afară. Da? Și când mă simțeam pe cai și în jurul meu, vai, dar ce talent aveți, dar cine sunteți, dar cum ați ajuns la performanțele acestea minunate, dar cum de, vai, dar ne spuneți și nouă. Și m-a scos din sărite, mi-a cu pumnul în masă și mi s-a spus, a, da, a, poftiți afară cu toate talentele și cu toate. Înțelegi? Și acum, unde suntem? La Orăz Cruce. Ce se întâmplă? Gândești tu, țără, ce se întâmplă? Pentru tot trebuie să răspunzi. Omul trebuie să răspundă pentru tot spațiu. Ce înseamnă să nu te duci la alegeri sau să te duci la alegeri când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în țara ta? O țără, te gândești? Te gândești. Încă o dată, ce înseamnă să te bagi în politică sau nu? Cuiva e răsturnată justiția, judecata, mintea. Mi s-au luat mințele. Da, da, da. Spațiu. Cum erai tu? E un fel de... Răspunzi la ce ți s-a făcut în războiul magic, că s-a folosit de lumea care se despacheta energetic, sub pseudo, suntem treziți și așa, și omul în viteză se bagă în a conduce lumea. Stai un pic, tu conduci, dar tu conduci dinăuntru tău părticica ta de mag, cât îți se oferă divin, cât ți se... A, tu vrei să te... tu vrei să conduci... intersectările de lume. A, tu vrei să... Știi ce zic? Și atunci... Și te folosești de energia mea. Am înțeles. Am înțeles. Uh-huh. Și mă dai de tot pereții. Am înțeles, da? Și omul poate nici să nu știe și se trezește, se activează programelul de FAS, da? Te duci și devii președinte sau doamna președintă. Și cum răspunzi? Frumos, elegant, nu? Te duci sau nu te duci la vot, înveți, deschizi legile. Ce-ți spun legi? Ce spune legea? După lege te iei, nu după... Da? Înțelegi cum stau lucrurile, te-ai deschis la minte, ai înțeles una alta, ții hățurile, da? Și libertatea și varianta cu legile, că e cam acolo, varianta de libertate. Când te uiți, trebuie să fie și o țară de lege, adică o țară de discernământ trebuie să aibă omul. Și atunci, când omul nu, când nu alegi, să zicem, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-au făcut voturile, s-a ales cine s-a ales și legea ce spune? E un fel de, da, ajunge omul până sus. Și îi se spune, și acum a răspuns pentru ce, pentru ce ai făcut. Ți-ai bătut joc de o lume întreagă, ai luat, ai furat energetic. Nu poți să-i spui omului, ai furat din mine, din banii mei, din chakra 2, eram pe pereți, mă durea, nu înțelegeam de ce. De câțiva ani ai pornit faza cu treziții, ai luat de partea, știi? Ajutată, în meditații, în ce te băgai, că idei n-aveam, eram pe pereți. Și trebuie să răspunzi. Și normal că e frică omului și atunci se roagă acum în toate direcțiile să iasă lumea la vot și să voteze. Nu votează pe el, pe ea, votează pe altcineva și se mușamalizează, se nu. Se trece în varianta greva, eu asta văd, nu știu de ce, că are țara noastră sau are altă țară sau undeva în altă țară, greva japoneză, cu, da, legat și în tăcere. Și nu pleci, nu ieși niciunde, nu faci nimic. Știi? Ceva de genul e. Eu sunt lumea aia, fiecare om e în lumea lui, altul e în lumea unde se face, se drege, se aleargă, se strigă, ai văzut ce se proiectează. Și ție ți se oferă pe tavă toate variantele. În ce lume vrei să sari? Și tu zici, nu mulțumesc, eu am răbdare destul, eu îmi văd de viața mea, eu nu mă bag în nimic. Sau mă bag și, știi? Eu vreau să văd cum se întâmplă lucrurile. Eu vreau să se lămurească lucrurile divin, nedivin, zic cum vrei, nu place cuvântul divin, zi... Justican, de la justice, justiție, să se lămurească, da? Dai deoparte și
vezi cum se întâmplă lucrurile acum. Și omul i-a dus până sus, prin ce ai trecut tu. I se arată, i se aduce. La un moment dat lumea se comporta cu mine, eu vedeam, nu cu mine concret. Eram în situații băgate ca și cum eram varianta de regină sau de președinte sau, știi? Și fiecare a trecut, dacă n-a trecut o să treacă. O să se simtă, da? Și era un fel de onoare, nu că devii, ci visul ăsta nu e despre tine, nu e pentru tine, nu e, ești mag. Tu transmutui, tu schimbi, tu alchimii faci. Da? Și varianta de magie din 3D, echilibrată, trebuie ținută în lumină, să se întâmple lucrurile cum trebuie să se întâmple. Omul ajunge sus unde trebuie să ajungă, e drumul lui, își dorește la nebunie, da? Și se întâmplă ce se întâmplă și nu e validat de legile în care se ajunge până la să fii președinte, pentru că ai făcut ceva, s-a întâmplat ceva, că ai știut, că n-ai știut, ai ales drumul ăsta, spațiu. Înțelegi cum e? Trebuie să ai coaie, să înțelegi niște lucruri, să le lămurești, să omul nu e... Asta era, că omul nu e... Domnule, lămuriți-mă, înțelege cum merge treaba, știi? Dar e treaba cum merge. E și... Ai văzut partidele cum s-au adunat și l-au dat afară pe care nu... E un fel de, dacă ar fi fost și partidul nu știu cui care a ieșit în frunte mai devreme cu vreo 10 ani, toți erau în gașcă și erau împotriva la nu știu care, nu știu unde. E perpetuum mobile. Da? Și atunci intri în altceva, ți se deschide alt scenariu, altă ușă. Nu îndemn pe nimeni la nimic, îndiet. Tu te îndemni la ceva, părerea ta contează, pentru un om contează, deschiderea, pentru un copil contează, să aibă părerea sa. Părerea nu o dai așa de ăla-i prost și ăla-i deștept. Îi deschizi ușa filozofică, spre filozofie, spre lămurire tu cu tine. Spațiu. N-am înțeles, nu înțeleg. Da, acolo e, acolo e. Ce e asta, domnule? Despre ce e? Dacă nu nimereau ceva, mi se aducea într-o dimineață să citesc, să aud, dacă omul e lăsat să ajungă până sus, se invalidează, nu? Ceva de genul. E legitim. Vai, dragă doamnă, și dacă nu? Nici nu riscă, nu bea bani. Înțelegi unde suntem? Spate. De aia am zis, cu turma nu mergi, mergi până la un punct. Că e 3D. Când nu mai mergi cu turma, nu mai ești în 3D. Ai sărit în 4D, 5D, unde vrei tu. Spațiu. Nu alegi drumul, Doamne feri, da. Pentru că nu e despre asta. Dar ai ținut în lumină, în 3D, adu-ți aminte. Ai trecut prin toate. Numai ce n-ai văzut și numai la ce n-ai participat. La tot felul de întruniri afară... Se striga, se urla jos și intri într-același cerc și eu nu înțelegeam, nu-mi învățam lecția. Și acum ți-ai învățat, dragă doamnă, lecția. Voi vedea, nu știu ce să zic. Da, strong, wild, clarity. Intri în varianta de rege de cuțite. Acolo e. Și tu decizi, tu alegi, în sensul ăsta, ai libertatea. Dar libertatea are la bază ceva, niște, da? Un fel de... Asta înseamnă să te documentezi. Nu te documentezi despre... acolo e. Nu despre omul concret. Sau despre bărbatul sau femeia, divine masculin sau divine feminină, care merge spre președinție. Nu în asta te documentezi. N-ai treabă. Acolo sunt niște figuri care n-ai treabă. Te documentezi legislativ ce se întâmplă dacă... Ce se întâmplă, cum, ce se întâmplă... Aia tot timpul era, nu vă băgați în politică, nu vă băgați. Stai un pic, ce înseamnă politică? Legile. Cum adică să nu mă bag în politică, știi? Cum să nu vorbești? Noi nu vorbim, noi nu, fetele cu ghioc, noi nu ne băgăm în politică, nu. Stai un pic. Ca să ieși din tot ce nu-ți convine sau să schimbi, trebuie să faci spațiu la ceva ce îi, să lămurești.
Nu contează că eu spun corect sau nu, eu idei nu am, pe pereți recunosc, și în politică, și în, ca ambasador să îți ții țara în lumină. Tu ești ambasador, ești mag, ești ambasadorul lumii tale, a țării tale, a pământurilor tale, de unde te tragi, ca și neam. Și ții în lumină mintea deșteaptă, sclipitoare, păi stai un pic, la nivel de străneamul tău, în mormânt se răstoarnă, se întoarce. Dacă aude că s-a ales ca mag, s-a înțeles, a ieșit. A? Și la un moment dat, da, a dat o bar, mai bine spui de 100 de ori cine mi-a scris acolo. Nu înțeleg, nu înțeleg. A și dispărut înregistrarea. Ori am sărit în altă lume și sunt înapoi, ori s-a speriat ce a scris, că nu înțelege. Mi-a scris, dar nu înțeleg. Cum nu sunt... Cum mă duc cu turma? Nu înțeleg. Ai șters, ai scos, ce ai făcut? Scrie înapoi la loc ce ai scris. Că nu manipulezi cu creierul omului să vadă omul ceva, după aia dispare. Te uiți la înregistrări sau te uiți la câți ai online, câte like-uri s-au uitat lumea, știi? Nu te interesează like-ul, nu e goal, nu e vorba că s-a uitat cineva sau nu s-a uitat. A văzut cineva, e o vizionare, ai două, da? Și la un moment dat ți arată 5 vizionări, 10 vizionări, 11. Și normal că îți umblă acolo cineva, îți face zdrege. Pleazna pusă și divin. Da, divin. Tu faci, tu, din tine se proiectează. Dar până acolo, clear-ul ce umblă aiurea. Se mișcă, se stai un pic. Urmărești, focus la tot, la tot. Asta înseamnă să te documentezi. Când te documentezi cum stau legile și acum o să apară, o să-ți vină pe tavă niște lămuriri, niște rezultate, niște nu știu ce, că îți pui mâinile în cap. E clarificată treaba de mult, în scenariul ăla ai sărit. Ești din scenariul ăsta. Totul s-a făcut de mult, e soarta scrisă, e nu știu, stai un pic. Hai că sar în alt scenariu, văd eu, e pecetluit, soarta e aia, da? Omul s-a speriat, s-a ascuns sub energiile feminine și îți scrie tot felul de, știi? Și tu depistezi, când scanezi, tu ești mag, nu se joacă nimeni cu energiile care s-au despachetat, magul care s-a nu mai, nu, nici nu, e mâncat, nu mai e. Energia aia care e debilă și dă din coadă, pe Mabamon, pe înregistrările, pe acolo, pe la așa, e mâncată de vie, nu mai apucă să dea. Beginnings, risc. Intri în ceva ce riști acum. Și riști cum? Blând. Nu mai ești cu... Nu mai sar, nu, că nu sunt nebună, zici tu. Nu așteptați de la mine așa, da? Că așa era la un moment dat. În Războiul Magic se vroia ca tu, să zicem, să fii țapul ispășitor și în varianta de să ieși în față, să înregistrezi cu pistoale, cuțite, topoare. Fiecare am trecut, știm cum e. Unul a fost mai citav. Ce înseamnă mai citav în varianta asta? S-a speriat, i-a țățit fundul și altul care a fost mai curajos a filmat cum a știut mai bine spațiul și a ținut în lumină așa ceva. Și s-a cliruit. A ieșit din frici, a ieșit din, da? Nu poți să știi cine a fost mai curajos și cine a ținut și ce a făcut, știi? Asta înseamnă să te documentezi. Nu despre om concret. Energiile, legile, lămuririle. Vai, dragă doamnă, într-o zi trebuie să se întâmple niște... Nu se disface, tu ești mag, tu desfaci lumea. Și 7 ani ăștia, tu ai stat și te-ai documentat dinăuntru tău, ai avut niște întrebări. Și ții în lumină ce înțelegi tu și cum înțelegi. Rudele tale sunt drăguțe, vin și hai să mergem, să știe că e departe, da? Poate plouă, poate ninge, să te ducă cu mașina, foarte frumos, mulțumești dacă nu vrei, mulțumești dacă vrei, îți apare... Ți se așează, ți se așterne tot. Și tu simbolic înțelegi, ai mei au venit și mi-au zis, înseamnă că trebuie să merg. Nu trebuie să merg niciunde. Sau n-au venit. Înseamnă că trebuie să merg. Dacă nu m-au băgat în seamă, eu trebuie să mă... Știi? N-are nimic una cu alta.
te documentezi dinăuntru tău, Akashic Record, dinăuntru tău, cum e, ce e, la origini, înapoi, ce a fost, ce trebuie să fie. Pentru tine nu trebuie să faci pentru popor, să fii, cineva zicea, să nu te sacrifici, asta avea în vedere, da? Trebuie să te sacrifici. Dar varianta cu să fii rău și să te sacrifici, trebuie, știi? Ai ținut-o în lumină. Ai zis, mă, da, și s-a spus, ești varianta de erou, eroină, poftiți afară. Și atunci înțelegi ce înseamnă sistemul. Și mai faci așa? Nu mai faci. Lupți cu morele de vânt? Da. Legislativ înțelegi niște lucruri, nu trebuie să faci tam-tam mare, vezi de acasă, lămurești lucrurile și se proiectează ce trebuie să se proiecteze. Punct, spațiu. Drumul. Eu așa le văd, eu acolo îs. De parcă cineva te întreabă ce părere ai. Da, ești întrebat divin. Sovistea ta. Ai soviste sau n-ai? Ai nici de adevărul, nici de onoare. Ai? Am. Ce, nu vrei să faci, să drești, să ieși în lume? Nu, pentru că știu niște lucruri. Dacă fac asta, uite ce se întâmplă și dacă fac asta, uite, documentează-te la nivel legislativ, spațiu. Acum o să apară niște răspunsuri, pentru că asta proiectezi în lume. Drum bun.